Mergem și să noi... Să creștem, să facem să ai de un miliard de euro. Mergem și noi în Republica Călăraș, vă băgați? Republica Călăraș. Băi, domnul Vasile Iliuță, un om pe care îl cunosc de altfel și care mi se părea cu scaunul la cap, așa. Domnul Vasile Iliuță este, printre altele, și președintele Consiliului Județean din Călăraș. Bă, ca tot om, bă, și el își prins, că na, ce să facă și el. Bă, dar problema este că domnul Iliuță s-a urcat după șpriț exact la volan. Și acum urmează o telenovelă, călcugăriră. Mă, ăștia îmbrăcate în veste reflectorizante, polițiștii, îl fugăriră pe domnul Iliuță, care mergea cu subul ăla de mii de iepuroi, să sufle domnul Iliuță în ce? În fiolă. Și domnul Iliuță s-a ales doar cu amendă, întrucât anchetatorii au considerat, nu știu ce au considerat anchetatorii, dar au considerat ei ceva. Dincolo de asta, problema este că încercăm să-l luăm la telefon pe domnul Iliuță, poate ne explică ce e cum asta. Ideea e așa, că în România, te mai spui mai, că după ce ai băut un șpriț, acum depinde de cantitate, nu? De la 3 sticle în sus, nu e infracțiune, nu? Nu. Depinde de... 0,8 la politică depinde. 0,8 în sus e infracțiune, dar depinde cum metabolizezi. 0,4 n-ai. Ei, acum știi cum e, la tine acasă cam te crezi șef, știi? Și atunci... ești președinte de Consiliul Județean, te opresc ăștia răi să fac că nu te cunosc. Da? Răi ascult fiul ăla, tu îți dai seama că ai încurcat-o și iese belea, că na, e infracțiune. Și atunci fugi, știi? Și ăștia te fugăresc, e foarte tare. Hai că-l sunăm pe domnul Iliuță, să vedem, poate dăm de domnul Iliuță, deși sunt convins că agenturile i-au spus că nebunul ăla de la B1 vorbește despre acest caz. Tu ajută-mă, Cătălin Antochi, până intră cutia poștală. Că ia să vedem ce cutie poștală are, dacă are. Domnul președinte, hai cu noi, hai că vă dăm ocazia să spuneți că milițienii vă urmări politic. Se recuperează. Și sustragerea este tot infracțiune și de la 1 la 5 ani, articolul 337 din nou cod penal. Păi, am încercat să sun, mi-am făcut datoria, domnul Iliuță, hai, închideți că nu o să ne răspundă. Vă dați seama că nu răspundă la nimeni, trebuia să-i dăm un SMS înainte. Vă rugăm să reveniți. Revenim cu siguranță, mulțumim. Mulțumim, mulțumim. Bun, acum asta este ideea, adică asta este știrea, da? Președintele Consiliului Județean Călăraș, în urma unui control de rutină, dau și un limbaj ăsta de lemn al poliției, știi? Cineva a fost oprit în trafic și a refuzat să sufle în fiolă. Și chiar a băgat întâia sau a apăsat pe accelerație, că e automată mașina. Și a fugit. Și nu i s-au recoltat probe biologice. A scăpat. Până la această oră. Deci a scăpat. Și nici nu se mai pot reporta. Era sub efectul diazepamului. Da. Și cu siguranță a ratat acum ocazia să ne spună cum dușmanii lui politici au încercat să înșeneze. Păi aici vreau. Aici, asta era. Deci pe bune. Deci Iliuță, dacă intra cu noi, ne spunea așa. Dom'le, este o făcătură. Eu eram foarte obosit, presat. Da? Soarta zecilor de mii de locuitori din județul Călăraș este pe umerii mei, da? Eu nu puteam să stau la vorbă cu oamenii aceștia la ceas de seară, pentru că mă grăbeam să gândesc alături de Mișa și de Olguța Vasilescu o strategie fiscală. Ei, și atunci, vă dați seama, la această oră iei probe, e curat cum l-a făcut maică-sa. Dar poate păți ceva că s-a sustras de la chestia asta? Bineînțeles, este infracțiune, e prevăzută de nou cod penal, e articolul 337 din nou cod penal și se pedepsește de la 1 la 5 ani. Sustragerea de la recoltarea de probe biologice în vederea depistării alcoolului sau a substanțelor psihoactive, că vorbea și de diazepam. Diazepamul se ia cu rețetă. Nu a ajuns să până acolo. Deci au venit, i-au cerut să stea pe loc și a plecat. Nu au apucat este să-i pună fiola și să fie, dar au fi fost timorată poliția? Cred că nici ei nu și-au, dacă nu și-au făcut-o din greșeală... Vali, producătorul, Vali, sună te rog frumos la poliția de la Călăraș. Ei, trebuie să fie un purtător de... Mă întrebă dacă au fost timorați de domnul Iliuță. O să-și ceară scuze, că te rog eu frumos. Adică și polițiști ar putea să-și ceară scuze publică, opresc astfel de mașini. Asta e partea chiar luminoasă a poveștii. Încă faptul că acest Iliuță se comportă ca un bataf. Mulți fac așa în județelor, dar totuși polițiștii ăștia l-au oprit, l-au urmat, l-au urmărit până acasă, am înțeles că au încercat să dialogueze cu el prin gard. Adică, dom'le, și oamenii și-au făcut treaba cât de cât, nu poți să-i zici că... Deci vă dați seama cum ar fi un dialog prin gard între poliția afară, ăștia îmbrăcați cu șapca, cu știți, cu chestia aia albă pe șapcă, nu știu ce, și asta pe partea aia de gard, știi?
Domnul președinte, că nu vă poate să zică, băi, tovarășul Iliuță. Domnul președinte, haideți, domnule, că să o rezolvăm cumva, să luăm probe ăsta. Care se cercetează din oficiu și pachetul local, în urma informațiilor din presă, poate să se autosesizeze. Așteptăm. Eu zic să urmărim dacă nu cumva cei polițiști sunt chemați într-o comisie disciplinară pentru cu totul altă dacă motivă. Mai sunt pe post. Exact. Cât de jos pot să se mai ducă de la circulație? Unde să-i mai retrogradez? Păi da, la circulație e parfum Lavrinkov aici în țara românească. Da, dacă băieți o gândim doar de punct de vedere circulație, pe lângă faptul că ne ajută pe noi să ne păstrăm viața și să mergem cu 50 la oră un drum de 300 de kilometri să-l facem în vreo 8 ore, că autostrăzi n-avem, că le-au promis ăștia doar pe hârtie, îți bun și băieții de la circulație să mai facă acel plan de amers despre care nimeni nu vorbește. La un moment dat a fost un lucru interesant că niște lideri de sindicat, din sindicatul agenților de poliție, deci subofițeri, s-au revoltat și una din revendicări era tocmai aceea, și anume lucru pe care nimeni nu recunoaște din șeful de la IPJ, de interne, că există un plan de amenzi. N-o găsim. Deci liderii de sindicat protestau împotriva planului de amenzi. Deci e plan de amenzi. Bun. Și acum vă spun în două minute, Cătălin Antonie, cum la Galați, apropo de polițiști, da? Că poate să face o nedreptate, da, domnule Iliuță. Poate nu era dânsul la volan. Poate era o sosie de-a domniei sale. Op, stai, băi, un pic. O hologramă. Orice se poate. Un văr după nepoată. Deci putea să fie oricine. Ia spuneți-ne, domnule Antonie, cum la Galați un băiat, este acuzat că a omorât doi oameni, a părăsit locul accidentului, așa, și apoi a fost anchetat, trimis în judecată fără să existe o expertiză criminalistică, apoi au început expertizele criminalistice, la trecut se întâmplă asta, au început expertizele criminalistice, prima expertiză, nu e el autorul accidentului, altă expertiză, a doua, nu este el autorul accidentului, altă expertiză, a mai fost acolo cineva și a mai fost un accident înainte. Patru expertize au spus în care spun autorul, că fost nu poate fi el autor. Așa. Omul lovise niște saci cu ardei, căzuți pe jos de pe mașina unde a pusese loc accidentul. Așa. Și în cele din urmă se găsește o expertiză care spune, domnule, ar putea fi, a cincea, ar putea fi, dar știți, nu ne ies calculele, cum au fost proiectate victimele, cum tot. Cu toate acestea, procurorul, care inițial cere 18 ani de pușcărie, deci vă dați seama, doi morți, părăsirea locului accidentului, da? Tot așa. Cere 3 ani cu suspendare când vede toate astea și judecătorul condamnă cu suspendare în situația în care, acuzat fiind omul acela că a lovit doi oameni mortal, i-a călcat pe piept și pe cap, când vine poliția nu găsește nicio urmă de probe biologice, niciun fel de sânge de uman sau de altă natură. Vin experții, caută, mașina aceea n-a lovit niciodată mortal un om. Cu toate acestea, acest om este condamnat, da? Se numește Banu, e din Tecuci. Acest om este condamnat și de 7 ani își caută dreptatea pe la parchet și prin instanță, da? Și în instanță este plimbat de la o instanță la alta. Ieri a fost la Curtea de Apel Galați un ultim episod. Și nu își mai găsește dreptatea. Condamnat la 3 ani, când, haideți să fim sinceri, 3 ani cu suspendare. Când e vorba de un om care lovește, omoară 2 oameni cu mașina, apoi părăsește locul accidentului, merită să spui, domnule, bagă-l în închisoare și aruncă cheia. Familia Nemescu, a regizorului Nemescu, când a fost accidentat mortal în anul 2006 și atunci pedeapsa a fost una dintre primele pedepse cu executare pentru ucidere din culpă din țară, a fost de 6 ani cu executare pentru acel cetățean britanic. Nu, dar știți ce mă doare? Mă doare așa, că există tot felul de baronei și baronași și șmechere, lupește prăjit, care zic, frate, știi, las, codă-mi la pace, se va pune Batista pe țambal și cu chestia asta. Și există oameni care, cu dreptate în mână, în sistemul din România, sunt făcuți în continuare ca la nufărul, dar în sensul rău al cuvântului, și sunt pasibili de pușcărie, nevinovați fiind. Și atunci vorbim despre societate dreaptă. Mai grav, dacă îmi permiți 2 secunde? Dar numai O anchetă de ghea stabilește și că polițiștii aceia au măsluit probe, ei recunosc și cu toate acestea scapă în continuu de sub urmărirea penală. Bine ați venit în România Reală, luăm câteva minute de publicitate. Ce? Mai trebuie să facem ceva? Avem breaking news, zice cineva ceva, pac, 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 și o să mergem unde? O să mergem
În România, mai reală decât credeți dumneavoastră, e scandal mare în politică, Dragnea iubește și el oaia, o găsește atractivă alături de domnul Daia, că e Indadra și mare târg, s-a dus tot să facă baie de mulțime, Ponta îi dă din toate pozițiile domnului Dragnea că cine ce are cu el și tot așa, avem treabă, oameni buni, toate astea se răsfrângă asupra noastră. În ce fel? Mai puțin bani la portofel. Gata, e rima, publicitate, că avem nevoie de toate.